Două autoturisme și un utilaj au fost implicate într-un accident de circulație petrecut la ieșirea din municipiul Mediaș spre Moșna. În urma acestuia, un bărbat de 72 de ani a avut nevoie de îngrijiri medicale. Acesta a fost transportat la compartimentul de primiri urgențe al spitalului din Mediaș de un echipaj medical. Conform poliției rutiere, cauza producerii evenimentului rutier a fost nepăstrarea distanței de siguranță. Polițiștii biroului rutier Mediaș au intervenit la un accident de circulație produs pe drumul județean 141 la ieșire din municipiul Mediaș spre Moșna. Se pare că este vorba despre o coliziune față-spate produsă între două autoturisme pe fondul nepăstrării distanței de siguranță, primul autoturism fiind proiectat într-un utilaj staționat pe partea carosabilă. În urma evenimentului a rezultat vătămarea corporală a unui bărbat care a fost transportat la spital conștient. În cauză, la nivelul biroului rutier Mediaș, s-a deschis un dosar de cercetare penală care vizează săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă, urmând a fi stabilite toate circumstanțele exacte în care s-a produs acest eveniment rutier.